Începând cu data de 2 noiembrie, s-a schimbat conducerea Poliției Municipiului Călăraș. Inspectorul principal de Poliție, Constantin Daniel Goice, a preluat funcția de conducere prin împuternicire. Goice a fost șeful biroului combaterea infracțiunilor contra patrimoniului și grupări infracționale din cadrul Serviciului de Investigații Criminale. Conform informațiilor primite de la reprezentanții IPJ Călăraș, urmează să se organizeze concursurile pentru ocuparea funcțiilor de conducere din Poliție.